Stimați prieteni, vă salut cu bucurie pe toți cei care sunteți uh, prezenți. În seara aceasta, aș vrea să vorbim despre un subiect care este mai religios, mai biblic, și anume între legalism și carismatism. Creștinismul este una dintre cele trei religii monoteiste contemporane. Alături de iudaism și de islamism, creștinismul fiind cea mai mare dintre cele trei. Instituția specifică creștinismului este biserica, iar autoritatea doctrinară este Biblia. Multiculturalismul și pluralismul religios din ultimii zeci de ani au provocat o tendință de redefinire a valorilor vieții în general și a valorilor religioase în special. Creștinismul contemporan are aproximativ 35.000 de denominații, diversitate ce se pretează complexității celor 20 de secole de istorie creștină. Adevărul este că grupurile care erau în Israel în vremea Domnului Isus Hristos sunt adevărate prototipuri ale mediului religios din orice secol, inclusiv din vremea noastră. Întotdeauna au existat și vor exista creștini conservatori, liberali și moderați. Și astăzi, ca și atunci, putem vedea separatiști și conformiști, zeloți și pacifiști, conservatori sau liberali. În vremea Mântuitorului Iisus Hristos, erau cinci grupări religioase în Israel care pendulau între religios și politic, între dreapta și stânga. Erau irodienii, erau suporterii politici ai dinastiei lui Rod. Erau favorabili stăpânirii romane și căutau să păstreze starea politică existentă. De aceea ei făceau compromisuri culturale. Strângeau taxele pentru Imperiu și erau foarte pasionați pentru această activitate. Erau saducheii, care reprezentau autoritatea religioasă, din această categorie făcând parte marele preot, leviții și ceilalți preoți. Ei controlau închinarea din Templu și puneau accentul pe ritualurile uh, iudaismului ei formau pătura bogată a societății și erau antisupraturaliști, adică nu credeau în minuni și nici în învierea morților. Ei recunoșteau doar primele cinci cărți ale Vechiului Testament, Pentateuhul, ca autoritate pentru doctrină. Respingeau legea orală și acceptau stăpânirea romană, erau favorabili romanilor. Zeloții erau cea de-a treia categorie și erau ultranaționaliști, erau activiști radicali. Ei disprețuiau stăpânirea romană și erau adepții folosirii forței pentru schimbarea sistemului politic. De pildă, Simon Zelotul, Barnaba, probabil și cei doi tâlhari de pe cruce, făceau parte din această categorie. Esenienii erau penultima dintre cele cinci categorii, ei au trăit adesea în pustie, precum Ioan Botezătorul. Erau separatiști, iz izolaționiști, Trăiau împreună, având toate lucrurile în comun. Aveau o disciplină strictă, erau asceți și erau oamenii sulurilor de la moarea moartă. Fariseii sunt cea de-a cincea categorie și ei erau oamenii puși deoparte, erau cei separați, ei controlau sinagogile și puneau accentul pe scripturi, formau clasa de mijloc și acceptau întregul Vechi Testament ca autoritate, precum și legea orală. Ei erau ortodoxi din punct de vedere teologic. Toate aceste cinci grupuri au un specific ce se poate regăsi în spectrul religios actual. De pildă, irodienii pot fi văzuți în cei care caută să adopte cultura, să fie în, în, în pasul culturii, în mersul lucrurilor, să în unele grupuri creștine cu tendințe liberale, zeloții în grupurile marginale, în special cultele false, care dobândesc o reputație proastă esenienii în grupurile separatiste sau monastice, în timp ce fariseii se situau undeva la mijloc între separatismul extrem al esenienilor și capitularea irodienilor. De asemenea, încă un lucru de menționat este faptul că ei evitau fanatismul și violența zeloților. Fariseii din vremea Mântuitorului Iisus Hristos s-au împărțit în două tabere mari, numite după cei doi mari rabini ai vremii care au construit două școli de gândire ce au influențat generația în care a trăit Mântuitorul Iisus Hristos. Numele lor era Hilel și Shamai. În timp ce Shamai era conservator, interpretând legea cu strictețe, Hilel era liberal, respingând ceea ce considera el că este o aplicare strictă și inumană a legii. Shamai și-a concentrat atenția asupra adevărului legii lui Dumnezeu, în timp ce Hilel, deși lua legea în serios, avea tendința să o încline în favoarea compasiunii ilele era moderat, era plin de compasiune, permitea divorțul cu ușurință și se adapta stăpânirii romane, fiind pro-Roma. Și mai, în mod opus, era conservator, se concentra pe adevăr, permitea divorțul doar în caz de adulter și se opunea Romei. În seara aceasta am intenția să vorbesc în urma acestei introduceri cu caracter istoric. Am intenția să vorbesc despre câteva dintre tendințele de extrem ale creștinismului postmodern. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre pericolul religiozității prin Evanghelia legalismului, apoi pericolul extazului prin Evanghelia harismatică, apoi despre pericolul materialismului prin Evanghelia prosperității. O să începem cu prima dintre ele, Evanghelia legalismului, pericolul religiozității. Termenul legalism nu apare în Biblie și de aceea este dificil de definit în mod biblic. Legalismul poate fi definit ca fiind sprijinirea pe ținerea legii pentru a asigura mântuirea și sfințirea. Legile pe care legalistul caută să le țină pot fi date de Dumnezeu sau reguri și leglementări făcute de om. Legalismul este o teorie etico-religioasă care impune o conformare excesivă față de un cod religios ce ține de exterior în funcție de care o persoană își poate obține mântuirea. Ce nu este legalismul? Cei care pun accent în aceeași măsură pe responsabilitatea umană cât și pe suveranitatea divină nu sunt legaliști. De asemenea, un creștin nu este legalist pentru că insistă pe nevoia disciplinelor spirituale, cum ar fi postul și lepădarea de sine. Niciun creștin nu poate fi un adevărat legalist din moment ce se încrede în lege, de aceea nu trebuie să confundăm legaliștii cu cei care respectă legea. Ce este legalismul? Legalismul înseamnă a impune reguli mai presus de Dumnezeu și de trebuințele omenești. Aș vrea să vă dau un exemplu din Scriptură. Biblia spune că Hristos s-a dus în sinagogă și a observat acolo un om cu mâna uscată. Farisei l-au întrebat, intenționat pe Hristos, e permis să-l vindești pe omul acesta în ziua de sabat? Sabatul era o zi de odihnă. Evident, ei se așteptau ca el să spună da și în felul acesta să-l poată învinui și în consecință aresta pentru încălcarea sabatului. Sabat din care ei făcuse un adevărat Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, dacă ați avea doar o singură oaie și aceasta ar cădea în fântână în ziua de sabat, ați scoat-o de acolo? Firește că ați face lucrul acesta. Acum însă cu atât mai valoros este un om, omul acesta bolnav, decât o oaie. Pasajul acesta se află în Evanghelia lui Matei, capitolul 12. Legalismul este o formă de sclavie. Este scris în Biblie, odinioară când nu cunoșteați pe Dumnezeu, era, erați robiți celor ce din fire nu sunt Dumnezei. Dar acum, după ce l-ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum să vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Este un pasaj din Epistola către Galate, în capitolul 4. Legalismul pare atractiv, dar este destructiv. În Biblie scrie că aceste reguli par bune, că cele și altele de felul acesta necesită un grad înalt de devotament și umile strupul prin asprimea lor, dar n-au absolut niciun efect când e vorba de a învinge gândurile și dorințele rele ale cuiva. Din potrivă, ele fac pe om să fie mândru. Am citit un pasaj din Coloseni, însă am folosit Noul Testament pe înțelesul tuturor. Care sunt caracteristicile legalismului? Legalistul își concentrează viața mai degrabă în jurul legilor decât în jurul lui Dumnezeu. Cel mai mare păcat al legalistului este că el nu îl iubește și nici nu se închină cu adevărat lui Dumnezeu. În schimb, inima, sufletul, mintea și toată puterea lui, afecțiunea, preocupările, gândurile și energiile, toate sunt centrate pe legi, reguli și reglementări. Legalistul este mai concentrat asupra ținerii regulilor decât pe nevoile semenilor lui al doilea mare păcat al legalistului, este că el nu iubește cu adevărat pe ceilalți oameni. Pentru el, regulile sunt mai importante decât oamenii, iar jerfa este mai importantă decât mila. Legalismul este insensibil la nevoia umană, este centrat pe lege și nu pe dragoste. A doua cea mai mare poruncă din Biblie, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu este pentru ei suficientă ca să se concentreze pe oamenii din jurul lor. Iisus a intrat din nou în sinagogă, ne spune Scriptura. Acolo se afla un om cu mâna uscată, iar ei îl pândeau să vadă dacă îl va vindeca sau nu, după cum am spus puțin mai devreme. Însă Domnul Iisus Hristos l-a vindecat și i-a zis omului să ridică -te și stai la mijloc. Apoi i-a întrebat, este îngăduit în ziua sabatului să faci un bine sau să faci un rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile și mâhnit de împietrirea inimilor, a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și s-a făcut sănătoasă. În momentul acela, farisei a ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii cum să-l omoare. E un pasaj din Marcu, capitolul 3. Conștiința unui legalist nu va fi tulburată când îl va trimite pe Iuda să se sinucidă, dar ar fi foarte preocupat să nu încalce frun. Punct neesențial al protocolului legal. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și, și cu păcătoșii? Era o situație în care Isus Hristos a acceptat invitația unui, unei persoane nereligioasă ca să mănânce acasă la el. Și imediat legaliștii farisei din generația aceea au reacționat și au întrebat pe ucenici de ce mănâncă învățătorul cu păcătoșii. Însă Isus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor și cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voie și nu jerfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Observați câtă înțelepciune și ce concentrat a fost Mântuitorul Iisus Hristos pentru a-și împlini misiunea sa de Mântuitor. S-ar putea și noi astăzi să avem tendința aceasta, să fim concentrați mai mult pe programe, mai mult pe reguli, mai mult pe sărbători, mai mult pe evenimente, decât pe sfințirea personală și decât pe manifestarea iubirii, a compasiunii față de oamenii din jurul nostru. Legalismul pune mai mult accent pe lucrurile exterioare decât pe lucrurile interioare. De pildă, legalistul vede neprihănirea înainte de toate în termenii unor acte exterioare decât a unor atitudini interioare. El are o vedere superficială asupra păcatului și își imaginează că prin ținerea legii exterioare el este plăcut înaintea lui Dumnezeu. El judecă după înfățișare exterioară, în timp ce Biblia ne spune că Dumnezeu se uită la inimă. Spunea Hristos, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuală din ismă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate, adică importante lucruri din lege, respectiv dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți mai întâi, iar pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi, voi strecurați sânțarul și înghițiți cămila. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi pe din afară vă arătați oamenilor neprihăniți, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie, adică de ipocrizie și de fără de lege. E un pasaj din Matei, capitolul 23. Datorită accentului pe care ei îl pun pe lucrurile exterioare. Legalismul tinde să promoveze mai degrabă o conformare și o uniformitate exterioară decât o adevărată puritate a inimii și a minții. Toți arată la fel, toți vorbesc la fel și se îmbracă la fel, pentru că legalismul înnăbușe spontaneitatea, individualitatea și libertatea. Legalismul dă mai multă importanță lucrurilor minore decât celor majore. Din moment ce legaliștii sunt torbi la problemele importante ale legii, ei își concentrează atenția pe punctele mai puțin esențiale, neglijând lucrurile cele mai importante. Mântuitorul Hristos spunea că ei strecoară țânțarul prin ținerea regulilor minore, dar înghit cămila prin faptul că eșuează în a iubi pe Dumnezeu în primul rând și pe oamenii din jurul lor în al doilea rând. Legalismul tinde să facă absoluturi, din convingerile personale, din tradiții și încearcă să le impună celorlalți oameni. Un alt pasaj din Scriptură spune că farisei și câțiva cărturari veniți la Ierusalim s-au adunat la Isus. Ei au văzut pe unii din ucenici prânzind cu mâinile necurate, adică nu se spălaseră pe mâini. Farisei însă și toți iudeii nu mâncau fără să spele, să spele mâinile cu băgare de seamă, după datina bătrânilor. Au întrebat atunci, pentru ce nu țin ucenicii tăi datina bătrânilor, ci servesc masa cu mâinile nespălate? Și Isus le-a răspuns, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum e scris, oamenii aceștia mă cinstesc cu buzele, dar inima lor e departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt deloc niște reguli ale lui Dumnezeu și, niște, și doar niște porunci omenești. Un pasaj din Marcu, capitolul 7. Legalismul este caracterizat de centrare în sine, în mândrie, în spirit de judecată, în critică, în desconsiderarea celorlalți. Un fariseu se ruga într-o zi la templu, Doamne, îți mulțumesc eu, nu sunt ca ceilalți oameni și chiar ca vameșul acesta care se roagă aici lângă mine eu postez de două ori pe săptămână, eu dau zecioală din veniturile mele și a început să-și înșire meritele înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este o rugăciune legalistă. Legalistul crede că meritele lui califică înaintea lui Dumnezeu. Apoi, legalismul nu are nicio valoare în mortificarea păcatului. Deși are o arătare exterioară de neprihănire, de fapt legalismul hrănește păcatul în loc să-l distrugă fie îi împinge pe oameni să comită, păcată, să comită păcate chiar mai rele decât cele pe care încearcă ei să le dea la moarte, fie înlocuiește păcate evidente exterioare ca unele religioase care sunt mai ascunse și mai înșelătoare. Spunea Pavel, dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă mai supuneți la porunș că acestea nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Și Pavel continua spunând toate aceste lucruri pierodată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci omenești și pe învățături omenești. Au într-adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Pavel spune asta în colosen 2. Legalistul are întotdeauna o neliniște pe care nu o poate rezolva. El crede că dacă arată cum trebuie, dacă vorbește ce trebuie și dacă aparține grupului care trebuie, va fi mântuit. Însă el are tot timpul teama că nu face suficient pentru mântuirea personală. Dar în același timp poate să fie tentat, să fie arogant pentru că a făcut suficient în comparație cu ceilalți. Legalistul va experimenta eșecul ori de câte ori va face o greșeală. Care sunt semnele legalismului? Pentru că mă feresc să dau de înțeles că legalism înseamnă a avea o viață disciplinată și a, avea și a avea reguli clare și a respecta legile. A respecta legea nu înseamnă să fii legalist, ci înseamnă să fii corect, înseamnă să fii moral și înseamnă să fii cinstit și etic. Legalismul este sclavul religiei bazate pe performanță de obicei este o persoană morală. Iată care câteva exemple care se constituie în semne ale unui spirit legalist. Lipsa adevăratei bucurii. Legalismul ucide bucuria. La el nu este niciodată suficient, nu este niciodată bine. Apostolul Pavel scria căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare, nici băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Omul credincios trebuie să fie un om bucuros, are păcatele iertate, iar viața și viitorului sunt în mâna lui Dumnezeu. Apoi, un alt semn este faptul că niciun fel de victorie reală nu are asupra păcatului. Toți creștinii se luptă cu ispita, dar o persoană cu o mentalitate legalistă găsește a fi dificil să primească harul lui Dumnezeu pentru a învinge obiceiurile păcătoase. Apoi, un al treilea semn este orientarea nesănătoasă cu privire la performanța Sfințeniei. Dumnezeu este un Tată iubitor, însă mulți creștini nu au o revelație a dragostei necondiționate a lui Dumnezeu. Ei îl văd pe Dumnezeu ca pe un stăpân, ca pe un polițist, ca pe un dictator. Ei simt că trebuie să câștige dragostea lui Dumnezeu prin merite personale, prin citirea Bibliei, prin rugăciune și prin îndeplinirea altor sarcini religioase. Este adevărat că noi trebuie să citim Biblia, să ne rugăm și să împlinim voia lui Dumnezeu, dar noi nu-i atragem atenția lui Dumnezeu prin lucrurile acestea. Noi nu vom reuși niciodată niciun fel să-i atragem atenția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește nu pentru că merităm, ci tocmai de aceea a venit Hristos, pentru ca în numele Lui Dumnezeu să ne poată iubi. Un al patrulea semn este o atitudine critică și neiubitoare față de semenii. Veți cunoaște pe legaliști după atitudinea de superioritate cu care vorbesc în raport cu ceilalți oameni. Ei le știu pe toate, ei sunt corecți, ei au soluții la toate problemele, ei știu cel mai bine ce și cum trebuie făcut. Oamenii care nu înțeleg harul Lui Dumnezeu nu pot extinde har către ceilalți oameni. Când înțelegi nivelul milei pe care l-ai primit de la Dumnezeu ca să fii iertat și mântuit, atunci îți este ușor să procedezi la fel cu ceilalți oameni, arătându-le har și oferindu-le clemență. Un al cincilea semn este concentrarea obsesivă asupra standardelor de îmbrăcăminte exterioară sau a comportamentului. Anumite denominații creștine au învățat că Dumnezeu cere o conformitate strictă față de codul de îmbrăcăminte. Alții au învățat că e greșit pentru creștini să joace sporturi, să poarte inel de căsătorie dacă are încredințarea sau să se uite la televizor în limite rezonabile și cu folos. Nu vreau să spun deloc că a fi un creștin autentic îți permite să te îmbraci indecent, de prost gust, expunându-ți părțile corpului care produc poftă sau pricină de potignire pentru cei care te văd. Nu vreau deloc să spun asta. Nu vreau să spun deloc că nu mergi la biserică pentru ca să faci sport. Nu vreau să spun deloc că trebuie să porți bijuterii și să uh, îți etalezi garderoba sau să stai tot timpul în fața televizorului. Vreau să spun doar că legalismul uh, vede viața de credință ca pe o robie, însă ca pe o robie din care lipsește bucuria și libertatea. Un al șaselea semn este că robia față de tradiția religioasă este prezentă. Farisei l-au respins pe Isus pentru că nu au putut lăsa în urmă religia Vechiului Testament și l-au condamnat de pildă pentru că răspundea invitației unor oameni care nu erau foarte uh, priviți ca fiind foarte cinstiți în comunitatea lor și accepta invitația la masă. El mergea să mănânce cu oamenii aceștia nu pentru a mânca. El mergea să mănânce pentru că oamenii aceștia Probabil că de obicei nu mergeau la sinagogă, corespondentul bisericii de astăzi. Și ei foloseau oportunitatea ca să. Hristos folosea oportunitatea ca să le vorbească despre mântuire. Cum le-ar fi vorbit despre iertare dacă nu ar fi acceptat oportunitatea să vorbească cu ei? Vedeți, legalistul niciodată nu va face acest pas pentru că el se pătează. El își strică reputația, el, el trebuie să se învârte într-un cerc de oameni religioși, însă el uită că Dumnezeu l-a trimis la oamenii păcătoși să le ducă Evanghelia și prin mărturia iubirii lui să-i câștige pentru mântuire. Un al șaptelea semn este o atitudine sectară față de alți creștini. Oamenii care nu înțeleg harul lui Dumnezeu nu pot accepta faptul că Duhul Sfânt lucrează și în alte denominații. Dacă ești pentecostal, crezi că numai penticostale sunt mântuiți. Dacă ești baptist sau altă denominație, reprezentant al unei alte denominații, crezi că numai denominația aceea este mântuită. Lucrul acesta, evident, este un lucru greșit. Un al optelea semn este o mică sau poate chiar nicio asigurare a mântuirii personale. Oamenii cu o mentalitate legalistă se îndoiesc personal cu privire la mântuirea lor, pentru că ei nu se încred în neprihănirea lui Dumnezeu, ci se încred în neprihănirea lor, care este sporadică și inconsecventă. Dragii mei, am vrut să surprind faptul că întotdeauna legalismul aduce condamnare, el nu rezolvă problema, el îl face pe om critic îi dă sentimentul că meritele personale îl mântuiește, îi judecă pe toți oamenii că nu este ca el, îi judecă pe toți oamenii care se închin în alte biserici, în alte denominații și de obicei oamenii aceștia ascund în spatele, în secretul vieții lor mari păcate. În al doilea rând, aș vrea, așa cum am promis în introducere, să vorbesc despre Evanghelia carismatică, despre pericolul extazului. Dacă legalismul este în partea dreaptă, atunci pericolul extazului este în partea stângă. Mișcarea carismatică a apărut pe scena creștină la jumătatea secolului trecut, proclamând repetativ să ne bucurăm în Domnul, să proclamăm cu bucurie puterea și harul Domnului, să celebrăm biruința sa și împărăția sa. Orice trezire și reformă spirituală autentică este confirmată de anumite evidențe. Lucrarea evidentă a Duhului Sfânt, o adâncă examinare a inimii lumina cuvântului lui Dumnezeu, însoțită de o vizibilă întoarcere la Dumnezeu și de o schimbare a vieții personale. Reformarea vieții, a obiceiurilor, a comportamentelor ca semn al adevăratei pocăințe prin locuirea Duhului în inimile schimbate. Care a fost contextul spiritual pe fondul căruia a apărut mișcarea carismatică? Contextul general al adunării învățătură, rânduială, decență, resurse, este dezechilibrat în favoarea experiențelor și în detrimentul celorlalte funcții spirituale ale bisericii. Experiențele singure nu zidesc o apropiere reală de Domnul în sfințenie, în smerenie și în sinceritate. Panta închinării dezechilibrate, Cultura și manifestările lumești copiate din spațiu secular nu pot fi tolerate în biserică. Care sunt rădăcinile mișcării carismatice? Mișcarea carismatică nu și are rădăcinile nici în odaia de sus din Ierusalim, nici la Asuza, nici la Păuliș sau Bucovina, ci în Revoluția Culturală din anii 60-70. Această revoluție culturală a generat mai multe pierderi. Pierderea inocenței, uh, prin anii 60, copiii și-au pierdut inocența prin nașterea televiziunii. Apoi, prin pierderea autorității, 5-10 ani mai târziu, 15-20, au pierdut noțiunea de autoritate din cauza negării autorității promovate de programele de la televizor. Asta, ei au început să spună în felul acesta, nimeni nu-mi spune mie ce să fac, eu știu ce trebuie să fac. Apoi au pierdut iubirea. Prin anii 70-75. Copiii au pierdut afecțiunea părinților prin înmulțirea alarmantă a divorțurilor, provocate de vulgaritate și senzualitatea propagată la televizor. Apoi și-au pierdut speranța. Odată ce au fost pierdute inocența, autoritatea și iubirea, a mai rămas o singură comoară, speranța. Valul de sinucideri care au urmat au luat și această ultimă comoară. Statisticile spun că 78% dintre copiii, 78 dintre copiii care mor în Statele Unite au parte de o moarte violentă. Ori sunt asasinați, ori se sinucid. Cifrele publicate de Centrul Național de Statistică pentru Sănătate prezintă o imagine absolut dramatică. La fiecare 78 de secunde un adolescent din Statele Unite încearcă să se sinucide și la fiecare 90 de secunde unul nu reușește. La fiecare 20 de secunde un adolescent este omorât într-un accident, la fiecare 80 de secunde unul e asasinat și la fiecare 31 de secunde un adolescent rămâne însărcinat. Aproape jumătate dintre elevii de liceu au folosit cel puțin odată droguri ilegal și aproape 90% dintre ei folosesc alcool, iar unii dintre ei îl folosesc zilnic. Care e legătura dintre apariția mișcării carismatice și Revoluția Culturală din anii 60-70? Niciodată în istorie nu a existat până atunci un fenomen de revoltă pe criterii generaționale. Au existat în istorie răscoale ale sclavilor, ale țăranilor, ale națiunilor subjugate. Care a fost contextul social pe fondul căruia a apărut mișcarea carismatică? Mișcarea de emancipare a femeii, care a culminat cu Roe vs. Wade, lupta pentru drepturile civile a populației de culoare, care a generat marile întreprinderi guvernamentale de asistență socială. În acest context cultural s-a petrecut revoluția tinerimii împotriva tradițiilor de bun simț a decenței și a religiozității. Era o problemă de timp ca acest fenomen să apară și în biserici. Biserica tradițională a devenit dintr-o dată plictisitoare și pentru prima oară în istoria creștinismului au apărut biserici de tineri și de copii. Care au fost caracteristicile acestor biserici? Sunt harismatice, predică obsesiv, și exclusivist libertatea Harului, manifestă o pocăință triumfalistă, se închină într-un mod lumesc asemenea concertelor de pe scenele lumii, Pavel a dovedit cu scripturile mișcarea carismatică te cheamă să guște experiența. Apoi împing formele de experiență la granița ocultului și ridicolului. Cum au fost promovate aceste biserici carismatice? Cum oamenii din timpul acela nu și-au dat seama că există o alunecare de la norma scripturii? În primul rând prin mass media. Apoi prin infiltrarea în instituțiile educaționale, prin restabilizarea unității familiei, tată, mamă, copii, prin afirmarea individului și a individualității în detrimentul unității comunității și a creșterii colective, prin îmbinarea închinării, prin distracție și prin misiuni care seamănă cu aventuri, prin exploatarea slăbiciunilor unor lideri care își doresc mai mult afirmarea și succesul personal decât autenticitatea cuvântului sfânt în dorința de a demasca partea negativă a mișcării Respective. În ziua cinzecine, oamenii credeau despre apostol că sunt beți. Aceasta a fost o acțiune a Duhului pe care oamenii din jur, care nu erau obișnuiți cu astfel de manifestări, au spus că oamenii ăștia sunt beții. Când samaritenii au crezut că s-au pocăit, biserica din Ierusalim a trimis la ei pe Petru și Ioan cu scopul expres de a fi botezați de Duhul Sfânt când ucenicii lui Ioan, botezătorul, au fost întâlniți de Pavel în Efes, capitolul 19 din fapte, primul lucru, de care a fost, primul lucru pe care Pavel i-a întrebat a fost, ați fost voi botezați de Duhul Sfânt când ați crezut? Trebuie precizat cu claritate faptul că manifestările spirituale nu sunt un scop în sine și nici nu sunt un obiect declarat al Bisericii lui Dumnezeu prin care să se evalueze spiritualitatea Bisericii. Miserica primară credincioșii se îndelenicesc cu sfințenia, cu dragostea, cu învățătura apostolilor, cu legătura frățească, cu frângerea pâinii și rugăciuni, lăsând Duhului Sfânt libertatea să lucreze cum și când și cu cine dorește. Este adevărat, lucrarea Duhului este autentică doar într-o stare de echilibru, adică de sfințenie, fără să fie înnăbușită, dar nici forțată cu mijloace umane. Uh, în general, legalismul tinde să înnăbușe lucrarea Duhului Sfânt, în timp ce carismatismul tinde să forțeze cu mijloace umane lucrarea Duhului Sfânt. Adevărul e că ea trebuie să vină în mod supranatural și spontan, în mediul prezentat de evanghelistul Luca în capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor. Nu avem intenția să negăm experiențele spirituale, nu le încadrăm în șabloane omenești, dar nici nu facem din ele o obsesie, și nici nu acceptăm ca ele să se manifeste în afara spațiului scripturii, fiind importante în spațiul secular. Dansul sfânt, râsul sfânt, trântitul și tăvălitul sfânt, lătrături, cotcodăcituri, grofăituri sfinte și alte imitări de animale. Imitarea modelelor de genul Toronto, Pensacola și alții, fără să dau nume din contemporan. Etalonul este și rămâne Biblia. În afara este confuzie, este trivialism. Sunt imitații și euforii spirituale gratuite. Există pericol în mișcarea carismatică. În general, mișcarea carismatică se leagă de trei concepte: spiritul de independență. Sigur că, la modul general, mișcarea carismatică, care este temperată, moderată, nu este un lucru rău ci din potrivă este o lucrare a Duhului. Însă există o extremă a mișcării harismatice. Nu înseamnă că dacă cineva are harisma, adică dacă manifestă darurile Duhului, face parte dintr-o biserică harismatică și este greșit. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că este o extremă care trece dincolo de Scriptură, așa cum oferam puțin mai devreme exemplele acestea și așa cum încerc să spun acum că, în general, mișcarea harismatică se leagă de trei concepte. Primul, spiritul de independență. Majoritatea bisericilor harismatice se declară total independente, în afara oricărui sistem denominațional și de supraveghere. Pe cât de reavenită este lipsa autonomiei bisericii locale de a-și alege liderii, de a-și determina viziunea și de a-și administra posesiunile, la fel de deunătoare este învățătura și practica potrivit căreia o biserică locală nu trebuie să fie supravegheată în ceea ce privește doctrina, etica și moralitatea liderilor ei. Vă aduc aminte de ce spune Scriptura, luați seama dar la voi înși vă și la toată turma peste care v-a pus Dumnezeu episcopi ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. La ce fel de biserica Domnului se referă aici? Locală sau universală? Adică o biserică de la o anumită adresă sau biserica din generația aceea din timpul acela? Știu bine că după plecarea mea, spunea Pavel, se vor vârâ între voi lubrăpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă pe ucenici de partea lor. Faptele Apostolilor, capitolul 20. Un al doilea semn distinctiv este spiritul de dependență. În timp ce aceste comunități se declară independente față de supravegherea din exterior, în interior se cultivă un șir interminabil de dependențe experiențe și manifestări, devotament exagerat, aproape obsesiv, față de oameni și comunitate, un aer de superioritate și aroganță față de cei care nu aderă la mișcarea respectivă și nu împărtășesc doctrina aceasta a mișcării Duhului. Dezvoltă mentalitatea victimei, toată lumea este împotriva noastră, suntem persecutați. O atitudine care întărește biserica și o izolează de comunitate. Iar un al treilea semn distinctiv este spiritul de francizare a mișcării. Non-denominaționaliștii și independenții se simt izolați și simt nevoia de colaborare și apartenență, pentru că mulțimea diferențelor nu permite asociere cu alte biserici, încearcă să se multiplice folosind metoda francizării, după uh, tot felul de modele care uh, se, se derulează sub ochii noștri. Care sunt lucrurile pe care le imputăm mișcării carismatice? Există riscul, vorbirea mea, dacă nu devine concretă, ci rămâne la modul general, să creeze dificultăți în a se înțelege cu precizie la ce anume mă refer. Pentru ca să fie mai clar, am să încerc să răspund la câteva întrebări. Care sunt lucrurile pe care le imputăm mișcării carismatice? Un lucru pe care îl imputăm este emanciparea experiențelor în detrimentul cunoașterii scripturii. Sunt persoane care se convertesc și sunt învățate că singurul lucru important sunt experiențele spirituale. Însă, lucrul acesta se face în detrimentul cunoașterii scripturii, față de care liderii care îi cresc pe oamenii aceștia noi convertiți, pur și simplu îi țin departe de asta. Chiar și atunci când se folosesc de Biblie, e doar pentru a glorifica experiența, relația și privilegiile credinței, nu responsabilitățile credinciosului și frica de Domnul. Un al doilea lucru pe care îl imputăm extremei mișcării harismatice e concentrarea obsesivă pe experiențele creștine în clișee. Proclam, 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 rostesc, rostesc, declar, leg, dezleg. Vă întreb, Găsiți în vocabularul lui Pavel din Scripturi, al Domnului Isus, al lui Petru, al Apostolilor o asemenea atitudine. Dacă nu le găsim, nu ne este teamă că folosind în mod obsesiv aceste uh, clișee, uh, nu suntem în nota Evangheliei. Proclamarea exaltării de identitate, ești biruitor, ești relevant, ești special, unde le întâlnim în Scriptură? Nu ni se pare că asta sunt opuse smereniei, umilinței pe care sau care trebuie să caracterizeze un creștin și mai ales un lucrător creștin, nu eliminăm total posibilitatea folosirii unor astfel de exprimări. Dar trebuie folosite în situații concrete. Bolnav, olog, cutare, mut, orb, demonizat. Dacă folosim lucrul acesta la modul general și nu are nicio acoperire, întreb, cum putem proba dacă e adevărat sau nu e adevărat? Apoi, senzualitatea relației cu Domnul. Încerca să, să, nu lăsați gândul critic să creeze o surzenie psihică și încercați să verificați dacă cele spuse au o acoperire în plan practic. Unele exprimări sunt romantice, chiar triviale, inspirate din repertoriul Revoluției Culturale a anilor 60-70. Uitați-vă, vă rog, la cântări. Atinge-mă, atinge Uh, nu vi se pare terminologia aceasta una nepotrivită? Uitați-vă în scriptură câtă pudoare, cât respect, câtă onoare adresată lui Dumnezeu, câtă cinste, câtă glorie. Uitați-vă în toată scriptura și nu veți întâlni niciodată tendința aceasta de romantism între noi și Dumnezeu. Încă ceva, selectivismul cronic în ce privește doctrinele morale. Lipsa de interes aproape totală pentru decență, pentru comportament, pentru atitudine, pentru vestimentație, pentru bun simț. Pur și simplu venim înaintea Domnului fără. Nu am citit deloc în scriptură despre poruncile lui Dumnezeu, despre cum se îmbrăcau oamenii lui Dumnezeu, despre uh, cum se îmbrăcau preoții, uh, despre sfaturile pe care Apostolul Pavel. Le, le oferă creștinilor uh, despre cum ar trebui să se îmbrace, cum ar trebui să trăiască, care ar trebui să fie stilul lor de viață, care ar trebui să fie vocabularul lor, relațiile lor, uh, cum ar trebui să se închine ei, cum ar trebui să se comporte ei, cum se promovează smerenia, modestia, cum se practică decența. Toate lucrurile acestea sunt prezente în Scriptură. Ori atunci când cineva se, compor, se convertește și vine într-o biserică unde Scriptura nu este explicată, unde Sfințenia nu este promovată și unde se urmăresc doar experiențele acestea și la ele se ajunge prin uh, folosirea la tot felul de practici care sunt în afara Scripturii, care nu au nicio acoperire în Scriptură, dacă ne uităm în viața Mântuitorului Iisus Hristos, să facem referire doar la Noul Testament. Dacă ne uităm în viața apostolilor, dacă ne uităm în epistole, unde este uh, prezentată teologia, vom vedea uh, cum, cum au învățat apostolii pe noi convertiții ai Bisericii Primare, care au fost faturile pe care Duhul Sfânt le-a dat prin Petru, prin Pavel și prin ceilalți apostoli. Observați că misionarismul a fost foarte încurajat. Sfințenia a fost încurajată. Disciplina din biserică, autoritatea în biserică, de asemenea, manifestarea darurilor, de asemenea. Ei bine, toate lucrurile acestea ar trebui să fie și astăzi o normă pentru uh, Biserica lui Dumnezeu, pentru bisericile locale. Este adevărat că sunt biserici care au o tentă mai conservatoare și lucrul acesta este un lucru bun. Uh, sunt biserici care sunt mai mult concentrate pe misiune, pe închinare, pe cântare și lucrul acesta de asemenea este un lucru bun. Însă toate aceste lucruri trebuie să fie făcute într-un spirit de smerenie, într-o viață sfântă, într-o căutare a purității, a neprihănirii, pentru că doar în felul acesta, firea aceasta uh, și inima aceasta care este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de, de rea, va fi ținută în pocăință și riscul ca să cadă în păcat și să rămână în păcat este, trebuie să fie cât mai mic posibil. De aceea am vrut să vorbesc despre tendința legalistă și lucrul acesta poate se potrivește foarte bine pentru mulți dintre noi, dar în egală măsură am vrut să vorbesc și despre partea cealaltă, despre riscul unei libertăți fără limite, despre. Toate aceste manifestări care nu mai au niciun reper, nicio decență, și pur și simplu uh, au ajuns la un nivel în care nu mai știi dacă este o scenă cu oameni nemântuiți sau este o biserică unde se închină copii ai lui Dumnezeu. Ei, toate lucrurile acestea am vrut să le remarc pentru că multiculturalismul și pluralismul religios, care redefinește valorile din generația noastră, uh, conduce la tot felul de libertăți pe care anumite persoane și le pot asuma și să creadă că sunt pe un drum bun. De aceea am vrut să amintesc despre aceste două tendințe cu scopul să ne gândim dacă suntem pe mijlocul cărării neprihănirii, dacă suntem mulțumiți cu echilibru spiritual pe care îl avem și dacă predicăm tot adevărul lui Dumnezeu așa cum spunea Pavel într-una dintre epistolele lui spiritul acesta de independență, de dependență și toate celelalte, francizarea mișcării, toate celelalte lucruri care le-am spus, am vrut să pun în evidență faptul că uh, concentrarea obsesivă pe experiențele cleștine și pe clișee, uh, toate aceste lucruri uh, sunt semne care dau de gândit. Senzualitatea relației cu Domnul, de asemenea, selectivismul cronic în ceea ce privește doctrinele, verbalizarea desgustului față de sărăcie, față de boală, față de necaz, rugăciunile care sunt porunci, muzica care de multe ori este gemută, mugită, predicile care sunt concentrate pe beneficii pământești și de la bine la mai bine către cele cerești, folosirea obsedantă ale acelor aștipare, relație nu religie, Domnul urăște păcatul, dar iubește păcătosul, inima contează, restul nu mai contează, nu v-ați gândit ce înțelege un tânăr când intrând în biserică unde există o carte groasă numită Biblia plină, plină, plină de porunci care conduc la sfințenie și care vorbesc despre sfințenie și noi îi spunem că inima contează, restul nu. Nu contează comportamentul, nu contează vocabularul, nu contează felul în care ne îmbrăcăm, nu contează felul în care ne aranjăm, nu contează relațiile, doar inima contează, dar lucrurile care ies, de unde ies dacă nu din inima? Desacralizarea slujbelor divine și desconsiderarea tuturor formelor de tradiții care au fost testate în timp, având intenția de evaluare a mișcării carismatice, ar trebui să supunem câtorva teste simple, dar practice. Haideți să ne gândim la testul teologiei. Își alcătuiesc crezul doctrinar dintr-o compilare de texte selective, însă ignoră mesajul Bibliei despre decență, despre învățătură, despre înfrânare, Evlavie și multe alte lucruri. Testul călăuzirii. Carismaticii extremiști pretind călăuzirea absolută a Duhului Sfânt, însă paradoxal împrumută și imită stiluri muzicale, manifestări și jocuri de scenă de pe scenele lumii. Un al treilea test este testul închinării. Își însușesc jocul lui David, care a fost o experiență personală, transformându-l într-un stil de închinare, însă nu și însușesc plânsul lui David, jalea lui David. Singurul fel de închinare este muzica lumească, gălăgioasă și incitantă, cu un caracter romantic obsesiv. De unde s-au inspirat cu decorurile de scenă, cu stilurile muzicale copiate de pe arenele lumii? Ce spun oamenii mari despre muzică? Aș vrea să dau câteva citate. Spre exemplu, Platon legile, spunea în legile spuneam prostia lor oamenii se înșală singur crezând că nu există muzică bună sau muzică rea și că muzica ar trebui apreciată după plăcerea pe care o oferă. Încă un citat. Mai mult decât plăcerile obișnuite, muzica influențează caracterul și sufletul. Oamenii sunt afectați de ea. Ritmul și melodia produc mânie sau bunătate, curaj și echilibru sau efecte opuse. Este demonstrat faptul că muzica are puterea de a schimba caracterul, că sunt anumite melodii și ritmuri ce nu ar trebui permise. Lucrul acesta a fost spus de Aristotel în Politica, în cartea lui intitulată Sound Effects. Simon Fris, spre exemplu, arată că rocul este destinat să aibă rezultate emoționale, sociale, fizice și comerciale. Și cel mai rău, că experiența rock este extrem de erotică. Exact ce încercam să spun puțin mai devreme cu acest limbaj romantic pe care l-am introdus în mod deosebit în cântecele contemporane, în cântările creștine contemporane, dar și uneori și în predici. Testul vestimentației Închinarea carismatică vine la pachet cu o îmbrăcăminte de natură senzuală, gesturi tandre, gemete incitante. Învățăm din scriptură despre rolul și mesajul hainelor, să încălzească, să acopere, să deosebească. În Biblie, anumite categorii de oameni aveau haine specifice, simbolizând faptul că, anumite, că aparțineau unei anumite categorii de oameni. Preoții aveau haine specifice, profeții, regii, fecioarele, văduvele, prostituatele. În cazul acesta vă aduc aminte de proferbe 7 cu 10. Atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o amaramă, s-a îmbrăcat în alte haine și a așezut jos la intrarea în Enaim pe drumul care duce la Timna. Iuda a văzut-o și a luat-o drept curvă pentru că își acoperise fața. Textul, acest al doilea text din Genesa, capitolul 38. Sau mai devreme vorbeam de, de proverbe, capitolul 7, versetul 10. Iată că e alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o prostituată și cu o inimă șireată. Observați, doar din cauza hainelor, femeile acestea au fost văzute ca niște prostituate. Rolul vestimentației este să îmbrace, nu să dezbrace, provocând prin expunerea goliciunii. Vestimentația unei persoane spune cine este persoana respectivă. În Noul Testament apostolii se adresează numai femeilor în legătură cu vestimentația. Gândiți-vă la următorul pasaj. Spunea Pavel, vreau de asemenea ca femeile să se îmbrace în chip cuvincios, cu rușine și cu sfială. Nu cu împletituri de păr, nu cu aur, nu cu mărgăritare, nu cu haine scumpe. 1 Timotei 2 cu 9. 1 Timotei 2 cu 9. O femeie vlavioasă nu își va permite să se îmbrace indecent, riscând să fie luată drept ușuratică. Vestimentația indecentă a unei femei este ispititoare pentru bărbați și ofensatoare pentru Dumnezeu. Pot să spun multe texte din Scriptură care pun în evidență decența pe care trebuie să o avem atunci când ne închinăm. Închinarea are de-a face cu trei dimensiuni ale vieții. Cunoașterea lui Dumnezeu prin cuvânt și prin experiența personală, trăirea în sfințenie, și atitudinea de smerenie, atât interioară și exterioară. Supunerea în familie și împărtășia bisericii locale. Stimați prieteni, chiar dacă mesajul acesta a fost mai confruntativ, l-am rostit cu respect și cu multă responsabilitate, pentru că am vrut să pun în evidență faptul că această presiune a multiculturalismului și a pluralismului religios creează o diversitate fără precedent și pur și simplu devin extreme, așa cum am menționat legalismul, care sunt ucigătoare de partea opusă, această extremă a mișcării carismatice. Știm că de aproape un secol mișcarea carismatică pur și simplu are foarte mulți membri. Însă există o extremă a mișcării carismatice pe care am încercat să o creionez pentru ca să pună în evidență o extremă. Legalismul pe de-o parte, iar această extremă a carismantismului pe altă parte. Aș vrea să ne gândim ca o aplicație înainte de rugăciune. Credeți că suntem mușcați de șarpele acesta de a fi ipocriți? De a fi legaliști, de a ne ascunde în spatele unor ritualuri, în timp ce în Sufletul nostru suntem pustii, în timp ce avem păcate ascunse, și în timpul acesta venim și ne simțim liberi să ne închinăm lui Dumnezeu, fără să ne rezolvăm problema, și venim din nou și nu ne rezolvăm problema. Venim din nou și nu ne rezolvăm problema. Întreb. Cine primește închinarea aceasta dacă este rostită de o inimă care trăiește în păcat? Noi suntem oameni imperfecți. Dacă cineva a căzut deodată, a alunecat deodată într-o greșeală, spunea Pavel, voi să-l ridicați cu Duhul blândeții. Dar să trăiești într-un păcat, să trăiești într-o viață de miștocăreală, să trăiești într-o viață lipsită de decență, de echilibru, de spiritualitate. O viață de nu mai știi dacă omul ăsta vine la biserică sau vine de la discotecă. Dacă prezența lui Dumnezeu pe care noi o căutăm în închinare nu ne sfințește, atunci de ce trebuie să mergem la biserică? Legalismul pe de-o parte, cu tendința de ipocrizie, adică un exterior sfânt, în mod desăvârșit, care acoperă o viață plină de păcate ascunse. În timp ce extrema mișcării carismatice, care am încercat, așa cum spuneam și puțin mai devreme, să o creionez cu tendințele ei greșite, aproape fanatice, toate aceste lucruri le-am rostit cu scopul să ne gândim dacă suntem pe drumul cel drept, dacă avem o inimă curată, dacă suntem în acord cu Scriptura și rezonăm cu învățăturile ei, nu are nicio importanță ce spun unii sau alții. Dumnezeu ne-a lăsat o carte care conține Vechiul și Noul Testament. Vechiul Testament, cartea adresată unui popor, 39 de cărți adresate unui popor, și următoarele 27, care sunt cărțile Noului Testament, sunt cărțile adresate Bisericii care vorbesc. Despre Isus Hristos și mântuirea Lui. Toate aceste 66 de cărți ne vorbesc despre cum trebuie să fiu omului Dumnezeu. Nici de cum un legalist. Și nici de cum o persoană care nu știe altceva decât să trăiască într-o libertate care este ori foarte aproape de păcat, ori își permite foarte multe lucruri păcătoase. Vă chem în această seară și pe dumneavoastră pentru că aveți un singur suflet ca și mine și aveți o singură viață ca și mine, să vă gândiți dacă creștinismul nostru este unul biblic. Avem tendințe legaliste, trebuie neapărat să le corectăm. Domnul Isus nu a fost un legalist. El a respectat legea și a predicat despre poruncile lui Dumnezeu. Însă, el nu a fost un legalist, nu a crezut că prin merite personale un om poate fi mântuit. De asemenea, mișcarea aceasta a, a Duhului, dacă este disociată de scriptură, de decență, de smerenie, de echilibru, de post, de rugăciune, de bun simț, atunci va ajunge departe, departe de biserică și va fi asemănătoare lumii. Aș vrea să vă încurajez, stimați prieteni, să vă uitați în Biblie. Nu învățați Biblia din predicile altora. Învățați Biblia din Biblie. Asigurați-vă că ceea ce credeți este biblic. Asigurați-vă că ceea ce spuneți este biblic. Niciun predicator nu este desăvârșit. Niciun pastor nu este desăvârșit și nici o biserică nu este desăvârșită că e formată din oameni imperfecți. Însă, de aici. Și până la a merge intenționat, conștient și voluntar pe un drum greșit, și neglijând toate metodele lui Dumnezeu de a ne atrage atenția și de a ne corecta, este o cale lungă. Vă chem să vă cercetați și dumneavoastră, ca și mine, inima, să vă cercetați familia și biserica în care vă închinați, și să aveți o deplină convingere că sunteți pe un drum bun, că aveți o doctrină bună, că sunteți într-un anturaj. Al bisericii locale potrivit, echilibrat, care folosește scriptura pentru viața spirituală a oamenilor. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu pentru discernământ. Știu că ne simțim confortabil când oamenii ne apreciază, când ne laudă, și mai ales generația aceasta este o generație care nu caută decât ce îi place. Fără să mai conteze trebuie. Relativismul acesta pur și simplu îi îmbolnăvește pe oameni. Bine, nu am avut scopul ca să mustru pe cineva, nici să descalific pe cineva, nu am eu calitatea să fac lucrul acesta, am vrut doar să spun că există două extreme și în rugăciunea care urmează să ne asigurăm fiecare mod personal că nu ne regăsim în aceste două extreme sau într-unul dintre ele. De aceea vă chem să ne rugăm și inima să ne fie sinceră și căutătoare de Dumnezeu, să ne permitem confruntarea cu Evanghelia lui Dumnezeu, pentru că acesta este singurul reper care ne dă liniștea că suntem pe un drum bun, pe o cale care se va sfârși în împărăția lui Dumnezeu. Noi toți am pornit înspre acolo, dar gândiți-vă că din 10 fecioare, 5 au ajuns și 5 nu. Din două femei care zlamoară, una a mers în cer, alta nu. Din doi care sunt într-un pat, unul a fost luat, altul a fost lăsat. Priviți procentul de 50% că este peste tot prezent. Gândiți-vă la lucrurile astea, temeți-vă pentru sufletul dumneavoastră, primiți libertatea că sunteți în voia lui Dumnezeu și continuați-vă drumul cu bucurie. Împreună cu Isus, călăuziți de Duhul Sfânt și de Cartea lui Dumnezeu, de Biblie. Haideți să ne rugăm! Tată Ceresc, stăm înaintea ta și îți mulțumim frumos pentru că în seara aceasta ai deschis o fereastră înspre tendințele din generația noastră și privind prin această fereastră am realizat faptul că așa cum a fost întotdeauna în cele 20 de secole de istorie creștină și în generația noastră este la fel. Există o extremă a legalismului, a mândriei spirituale, a ipocriziei care pare sfântă, dar ascunde păcate mizerabile. De cealaltă parte, Doamne, oameni care pur și simplu se afundă în tot felul de experiențe pe care nu le verifică, care sunt din ce în ce mai diferite de Scriptură și de învățătura ei. Ajută-ne să mergem pe mijlocul cărării neprihănirii. Ajută-ne să iubim lucrarea Duhului Sfânt, dar pe una care este compatibilă cu Scriptura. Ajută-ne să cercetăm toate lucrurile și să oprim doar ce este bun. Ajută-ne să dorim darurile duhovnicești și mai ales să prorocim. Ajută-ne, Doamne, să iubim rugăciunea și să practicăm postul. Ajută-ne să fim cititori Memoratori, trăitori și explicatori ai scripturilor, și în felul acesta, la capătul acestei vieți, să avem parte de mântuirea ta. Ajută-ne să fugim de extreme, Doamne. Dă-ne echilibru și discernământul necesar: să nu ne semețim, să nu ne fudulim, să nu ne mândrim, să nu ne se pară că suntem extraordinari, în timp ce suntem doar niște moritori mân mântuiți prin har, mântuiți prin moartea lui Hristos că nu s-a putut altfel, că nu ne-am fi calificat niciunul, dar El a murit pentru ca noi să trăim. Ajută-ne să avem smerenia necesară care să ne ducă la o viață de modestie, de parte, de aroganță, de vulgaritate, de trivialism, Doamne, de romantismul acesta nesănătos care ne face să te privim pe tine ca pe noi. Dă-ne, Doamne, te rugăm, gândul pocăinței. Dă-ne o credință care să ne conducă la maturitate. Și fă ca această maturitate să se vadă că ne sacrificăm pentru tine și pentru lucrarea ta iubindu-te mai mult decât ne iubim pe noi. Iar pe oamenii de lângă noi iubindu-i cât, cât ne iubim pe noi. Ajută-ne să fim buni și blânzi. Ajută-ne să avem pe inimă slujirea. Ajută-ne să fugim de aroganță, de întâietate, de concurență, de invidie. Ajută-ne, Doamne, te rugăm și dă-ne o inimă bună și lasă-L pe Duhul Sfânt să ne conducă. Îți mulțumim că ne asculți rugăciunea aceasta pe care o facem cu siguranța că Tu ne ești Tată, ne iubești și Tu primești pocăința noastră, Tu o consideri și ne binecuvintezi. Nu putem fără Tine. Inima noastră de oameni este nespus de înșelătoare și deznădăjdui de ea, de rea. Nu ne putem baza pe ea. Avem nevoie de un ajutor din afara noastră de aceea ne-l-ai trimis pe Duhul Sfânt și ne-ai dat scriptura. Doamne, dă nehar! Iar noi ne întoarcem și ne închinăm și îți mulțumim pentru că ne-ai ascultat. Doamne, în numele Domnului, îngăduie-ne să ne mai rugăm și pentru cei care sunt în suferință, pentru cei bolnavi de COVID și de tot felul de alte boli, boli terminale, Doamne, tot felul de alte suferințe, necazuri și nenorociri. Ne rugăm pentru văduve, pentru orfani pentru cei în vârstă care nu au resurse de viață, pentru cei care sunt închiși, pentru cei care umple spitalele, pentru cei care sunt în conflict, pentru cei care sunt în situații nenorocite, Doamne, ai milă de fiecare. Îți mulțumim pentru că Tu ai scopul să ne mântuiești și să ne păstrezi lângă Tine. De aceea, cu această liniște sufletească pe care o avem Datorită asigurării din cuvântul tău, îți mulțumim că în seara aceasta ne-ai permis să ne apropiem de tine și de cuvântul tău. Rămână îndurarea, bucuria și binecuvântarea ta peste noi. În numele Domnului Tată ne-am rugat și prin Duhul Sfânt Amin.